Situația este cum se știe, nu-i prea îmbucurătoare. Ieri am venit cu autobuzul din oraș la oră de vârf și vreau să vă spun că nu știu, ei n-au copii, că și chibritele stau în cutie mai lejer. Copiii ăia sunt într-un pericol ceva de extraordinar. Una-i să pot asfixia unul cu altul, dar Doamne fer de o roată sare sau să mai întâmplă și accidente, că se întâmplă și astea, sau dă cineva peste autobuzul ăla, mor ca șobolani acolo. Majoritatea locuitorilor din comuna Săcălaz nu mai cred în promisiunile electorale. Au obosit să aștepte și să se încreadă în vorbe goale, spun aceștia. Tăți-or promis, nu mare lucru s-au făcut, deși nu măcar cât s-ar putea face. Putem să înțelegem și noi ca oameni că nu e așa de simplu toate lucrurile și că nu sunt bani și că, dar și cei care sunt nu-s folosiți acolo unde trebuie. Dorim schimbare, pentru că este nevoie de parcuri de copii, de am înțeles că și o școală se va face acolo în unitate. Asta e un lucru minunat. Eu nu mai am copii de școală, dar cine are, pentru cine are este binevenit. Am văzut că au mai făcut un parc, eventual satul s-a mărit, poate să mai facă. Poate să facă un parc mai mare și pentru noi bătrâni, să pună pome acolo, să ai unde să stai pe o bancă și să te mai odihnești. Nu numai lucru și atât, dar nu știu dacă cineva ne aude sau că îi pasă de noi. Păi nu vrea să se dezvolte, asta e problema, părerea mea. Ce spuneți asta? Ce ați dori să se mai facă pentru comunitate? Păi nici drumurile nu sunt cum trebuie, dar mai să se mai facă altceva. Spuneți trei lucruri totuși pe care vi le-ați dori. Nu știu să zic acum, dar să se modernizeze într-un fel. Locuri de parcare, iară, cred că ar fi nevoie. Nu știu, să se înfrumusețeze în primul rând. Poate mai multe flori, mai multă verdeață. Alți locuitori spun că acum lucrurile se mișcă galopant în comuna Săcălaz, doar de dragul campaniei electorale. În ultima vreme mi se pare că merge mult mai bine, dar am senzația că toate sunt făcute așa pe ultima 100 de metri doar pentru alegeri. N-ați văzut până acum, nu știu, proiecte implementate în anii anteriori? Nu țin minte, sincer. Acum s-a văzut diferența, adică s-au asfaltat câteva străzi, da, s-a mai peticit pe aici, pe acolo, dar cumva doar de ochii lumii, din păcate. Ce ați mai dorit să se facă? Care credeți că sunt carențele cele mai mari ale comunei dumneavoastră? Păi, cred că în mare parte lipsa trotuarelor e o problemă. E destul de neîngrijită comuna la cât de mare este și cât de multă populație avem deja. Locuri de joacă s-au făcut acum pentru copii, dar nu pot să zic că sunt foarte organizate, adică sunt lăsate așa să fie doar, nu sunt îngrijite, nu sunt oameni care să facă ceva pe acolo. Ce lipsește, cred că îmbunătățirea bazei sportive, dar am văzut că s-a început ceva și la ea, nu știu dacă este tot legat de alegeri sau s-a început mai de mult, pentru că copiii trebuie să meargă undeva să se joace și să învețe un sport sau să joace un fotbal în afara programului școlar. Alte îmbunătățiri, cred că mijloacele de transport în comun lipsesc. Majoritatea promit, dar până la proba contrarie mai avem de așteptat ca să vedem și rezultate, bineînțeles. Vreau să vă întreb, să-mi spuneți câteva lucruri pe care vi le-ați dori pentru comunitate în general. Ce ați dori să se facă în Săcălaz concret? Puțin amenajarea centrului sau a străzilor sau anumitor case, să zic așa, din centru. Ar fi frumos ca și aspect. Și canalizarea, care este o problemă. Unii dintre locuitorii comunei Săcălaz spun că și-au pierdut de mult încrederea în cei care le promit marea cu sarea. Mai aveți încredere, doamnă, într-un viitor mai bun? Ai, dacă cândva mai a crezut, acum deja nu mai crede. Pentru că poate că unii au intenții bune, dar asta este. Nu mai credem și știți care e problema cea mai gravă? Că lumea nu mai crede și nu iasă la vot. Vreți o schimbare? Veți merge în continuare cu administrația actuală? Nu vom merge cu administrația actuală și cred că o spun așa, pentru mai multă lume. Care o fi mai bun dintre ei? Care e mai moral? Și un om cât de cât să fie om, nu funcție și asta, care să se intereseze pentru sat. Eu deocamdată nu știu. Pe doi am văzut, atât, că ori umbla pe stradă, dar rest nu știu. Aproape la unison, locuitorii comunei Săcălaz au spus că mai sunt multe lucruri de făcut în satul lor pentru a ajunge să aibă un trai demn de 2024 într-o localitate atât de apropiată de Timișoara.